Vine trenul! Vine trenul! Mă dau dracu la o parte! Mă dau dracu la o parte că mi-e că sare mașina pe mine! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din My Summer Car. Și ce dracu se întâmplă pe aici? Nu știu, am luat-o prin ușa direct, e foarte mișto. Vreau să zic că am făcut și fac de fapt episodul ăsta pentru că știu că am rămas cam în urmă, n-am mai făcut update-urile, a apărut nu știu ce update, mă rog. Văd că am dirty, nici nu mai știu ce a rămas pe aici în My Summer Car pentru că nici nu prea mai aveam ce să fac, de-aia nici n-am mai continuat cu episoadele și nici nu prea am avut timp. Am încercat pe cât am putut să postez de des și am văzut... Dar stai puțin, de ce dracu nu am viteză? Run. Păi și fratele meu, că mor aici, în jocul ăsta. Să merg așa normal, așa, deci... Să ne amintim drumul spre... Sau, nu? Aici, uite fratele meu. Aici putem face noi băutură. Știu că mi-a zis foarte mult ce sunt în urmă. Abia descoper chestiile astea. Nu o să facem mai nimic special, doar să mai văd ce s-a băgat nou în episodul ăsta. Ce dracu caut? Vreau să caut niște zahăr, parcă aveam. N-am zahăr, frate, tocmai acum, uite că am ceva aici. Am zahăr și îmi trebuia și drojdie, cred. Nu știu dacă... Ah, s-a pus acolo și gata? Marfă. Așa, și acum de unde dracu scot eu drojdie? Că n-am. Logică, n-am. Mamă, dar parcă e foarte luminat jocul ăsta, așa, un pic. Băgăm și noi toate detaliile ca acum ne permitem. Ok. Altceva, frate, uite, ce strălucește asta în ochi, te dor ochii, altceva. Hai să... Mai bine scuteam vă simt cu sincer că parcă cam bâlbe ăsta, dar lasă așa deocamdată. Ce dracu, de ce aici n-am drojdie? Merge ceva, frate. Nu zic că tractorul ăla e pornit. Este așa. Tot merge întrerupt așa, dar nu-mi dau seama dacă e de la Vsing sau de la altceva. Aba. Nu, aici nu-i nimic. Unde dracu mi-e camionul? Stai, mă, camionul l-am lăsat cumva la barcă? Nu. Nu știu ce s-a întâmplat. Ce mișto se văd și răzile soarelui din partea aia. Chiar nu știu ce dracu s-a întâmplat cu camionul meu, am uitat complet, l-am lăsat la magazin, deci să mor dacă mai știu ce am făcut eu în salvarea asta, cred că n-am mai jucat de două luni mai Summer Car, n-am intrat în mai Summer Car de două luni. Avem aici de-astea, ce șmecher arată roțile astea, slicurile, foarte șmecher. Place cum arată, păcat că noi nu prea avem de să le folosim, că ne trebuie cam off-road. N-am mai mers nici cu mașina mea de nu știu când. Racing, racing, racing. Așa, hai să deschidem mașina, o să ne luăm niște mâncare. Dar de unde dracu să-mi iau mâncare? Că toată aia o aveam în camion și am lăsat camionul la mama dracu. Uite mă că pe aici am niște mâncare. Hai să mănânc asta repede, trebuie să beau. Merg la bucătărie, logic, să beau. La 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 la, pornește apa, bagă capul în chiuvetă. S-a umplut și setea, nu mai ne sete acum, suntem niște oameni normali. Mergem, unde dracu mergem? La baie, vreau să zic. Da, mă, că noi suntem niște oameni civilizați, nu facem așa oriunde, oricând. Noi la baie, ia uite ce spălat face eu, s-a foarte spălat, cred că... De 30 de ani stai aici și nu l-a spălat în viața lui. Foarte, foarte spălat. Dar ce dracu a făcut cu vețiul ăsta? A chemat și vecinii, a fost toaletă publică. Hai odată și ăsta durează 3 ani. Gata, mă, s-a terminat. Avem aici triunghiul vieții. Păi, trebuie să mai iau niște mâncare ca să am și trebuie să-mi iau o ladă de bere, ceea ce mereu e obligatoriu. Dacă vrei să pleci undeva în jocul ăsta, trebuie să ai cu tine o ladă de bere. Este o regulă foarte
simplă și băgăm prin geam că geamul e fantomă. E geamul fantomă. Și ce dracu să mai luăm? Pot să iau doar câte o chestie, asta nu prea-mi place la jocul ăsta. Era marfă în jalupii că pot să iei câte 3. Lăsăm jos, cred că a căzut dracu de tot jos. Mai luăm încă una și lăsăm. Bă, ia stai așa, vreau să fac o chestie, stai puțin să ajung la tren, căci că s-a băgat. Eu știam când s-a băgat linie de tren, am făcut episod, dar s-a băgat și tren acum, deci mergem drept înainte și după cred că mă duc la magazin dacă e. Și așteptăm și trenul să vedem ce se întâmplă. Cred că o să pun mașina pe calea ferată. Asta mi-a venit acum pe secundă. Mamă, am și uitat cum intram. Hai, gata. Nu mai știu, frate, să mă joc. Stai că n-am buton de driving mode, cred. Player control. Driving mode pe return. Care... M-am băgat pe backspace. Dacă tot... Va? Enter driving, mă. Ok. Pornim. Mamă, noi încă mai avem asta, frate. Nici nu știu să o dau jos. Trăiți-ar, familia. Și băgăm în prima viteză. Dar îmi place mașina foarte mult. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Dar îmi place. E bine că mai merge. La 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 la. Și acum trebuie să mergem la calea ferată. Mamă, mamă, mi se tot mai am, nu știu, frame drop-uri, nu știu din ce cauză. Am crezut că o să scap și eu de chestiile astea, dar se pare că nu. Că așa pot să fac și eu raliu mai ca lumea, da. Văd foarte aut. Deci nu mai pot să mențin mașina pe drumul. Halul ăsta mai jos. Ok, hai să încercăm să o ținem măcar până la calea ferată. Volanul ăsta e cam greu de cap. Face stânga-dreapta în 5 ani, asta e faza. Ar trebui să mărim sensibilitatea. Că până iau o curbă chiar durează enorm de mult. Dacă mai pun și frână... Oh, doamne. O ia rază. Oh, doamne. Ia stai mă, ce este așa. Ia frână de tot. Nici nu știu în ce viteză sunt. Bă, nu m-am uitat dacă are benzină, frate. Car controls. High speed steering rate. Să mărim. Nu știu ce se întâmplă dacă mărim. Hai să scădem. Punem la 3. Ia. Ia să... Mamă, ce drag, am apăsat pe ei și exact atunci am accelerat și... O lasă razna, așa. Hai, parcă e mai... Nu e ok, dar e mai ok, să zic așa. Aaaa, ia curbele mai bine. Dar parcă cur... Opa! Am ajuns la tren. Și când vedem noi trenul cum trece? Bă, dar chiar vreau să las mașina pe calea ferată. Nu știu de ce. Nu mă întrebați de ce. Vreau să văd ce se întâmplă. Eu zic să și coborăm din ea, dacă tot... Mamă, de unde dracu? Așa. Am coborât. Și acum ce dracu să facem decât să așteptăm? Sărim aici frumos. Băi... Dar cât o dura oare să vină trenul ăsta? Era marfă să ne punem și stații, să ne putem plimba. Deci acum nu o să am ce să fac decât să aștept trenul ăsta nenorocit. Mă gândeam să plec puțin de la calculator să-l las așa, dar poate trece trenul exact când plec eu. Hai că ar fi culmea. Îl las așa, frate. În poziția asta și aștept trenul vieții. Trenul morții, de fapt. Vine trenul! Vine trenul! Mă dau dracu la o parte! Mă dau dracu la o parte că mi-e că sare mașina pe mine! Mi-a făcut mașina praf! Deci nu pot să cred
Și probabil iar s-au dezmembrat toate chestiile astea și nu știu dacă rămân prinse la loc. O să încerc să iau salvarea de la capăt. Deci mi-a făcut mașina zdrențe. Zdrențe! O ușă pe aici. O ușă pe acolo. O ușă... Asta ce dracu e? Ce e asta? A, asta e... Nici nu știu cum să zic geamul din față. Am și uitat denumirea la... Ce treabă mai am eu cu mașinile acum. Parbrizul încă căcat. Nu venea. Și... Ce... Deci mi-a sărit... Mi-a sărit asta, mi-a sărit ușa, mi-a sărit aripa, mi-a sărit totul. De aia să vedem, mașina încă merge, asta e întrebarea supremă. Nici nu mă interesează, sincer, restul pieselor. Ia. Băi, ești prost, nu mai pornește. Satana. Ia stai mă să-i dăm noi cioc. Poate așa pornește, ia să ne băgăm și în driving mode. A sărit ceva de pe la motor. Dăm și o accelerație. Dă-i, 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 dă-i. Ce dracu să-i dai că e distorsă toată. Dă-i, 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 dă-i. Nu vrea mă, nene. Hai dracu să oprim și noi toate chestiile astea. Luminile alea, nu știu cum dracu să... Hai că s-a oprit. Vreau să trec capota să văd ce s-a întâmplat. Dacă se vede ceva sau... Ia uite motorul nostru în linie, 4 cilindri aici, nebunie maximă. Ce dracu... Hai de capul meu, cum să închizi capota sărind pe mașină? Hai să încercăm din nou. Alo, Doamne ferește! Gata, mă, s-a deschis. Bă, deci pe aici nu se vede nimic, frate. Da, nu prea se vede nimic. Clar a pățit ceva motorul. Mamă, tot e praf. Ce dracu e asta? Ia uite, mă, cum stătea el ascuns. Țeavă de eșapament sub hartă. Ce dracu să mai facem noi cu mașina asta, luar ar foc. De când mi-am dorit să-i dau pumn, dar nu pot să-i dau pumn. De ce dracu nu pot să-i dau pumn? Dacă puteam să pornesc, aș fi dus-o până în oraș și dacă chiar nu merge, săraca, i-am dat daună totală. Păi dacă i-am dat daună totală, pot să iau joc de la capăt și o să văd dacă merge mașina. Dacă merge, o să mă duc în oraș. Dacă nu merge, nu știu ce dracu să fac, că nu mai știu să repar. O să văd ce dracoare, hai să ieșim și să intrăm din nou, să vedem ce dracu se mai întâmplă. Am reîncărcat jocul. Am lăsat salvarea. Marea întrebare este, pornește mașina? Mai sar toate piesele de pe ea? Sau s-a rezolvat bug-ul la infecție era înainte ea? Hai să dau eu șuturi. Opa, am murit. De ce dracu am murit? Ia. Merge! Merge, mă, nene. Deci e tot ok. Merge frumos la mașină. N-avem ce să facem decât să fac aceleași lucruri ce l-am făcut. Acum, bacă pe aici, beau puțin, lasă hangarul și nebuniile alea. Mi-au niște pachete de-astea cu mine. Le bag în mașină. Și acum bag și ceva de băut pentru bețivul ăsta notoriu. Aolo, ăsta pleacă cu lada de bere. Nici nu pot să iei cât o bere. Pentru că ce dracu face el cu o bere? O bere e... Nici apa nu poți să înlocuiești cu o singură bere. Mor dracu de set. Așa, hai să plecăm. Și de data asta, de data asta, nu o să mai ne pune pe calea ferată. O să vreau să mă uit ce-n... A căzut ceva de mașină. Foarte interesant.
Habar n-am ce dracu a căzut din mașină. O să văd când mă întorc pe drum. La 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 la. Dar vei intra în destul de repede, frate. Nu mă așteptam. Acum trebuie să ajungem din ăla care, frate, vreau să văd trenul de afară să mă izbez de el. Așa, pur și simplu. Mamă, am ceva viteză. Nu mă așteptam să prind vitezele astea din nou. Nici nu pot să-mi văd viteza, dar am 100 la oră. 100 la oră pe drumul ăsta deja înseamnă campion mondial. Hopa, 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 am ajuns la șină. Lăsăm și noi mașina pe aici. Așa, o, prin tragem frână de unde și venim și noi să vedem singurul tren din satul nostru. Am venit și noi la calea ferată să ne vedem trenul, frate. Mamă, dar mașina asta se tot duce ușor, ușor. Îmi ia să n-ajungă pe calea ferată de tot și aia să fie. Hai să așteptăm aici. Să vedem dacă vine trenul la fel de repede, deși are că ar trebui să vină. Hai să vedem din dreapta, parcă a venit. Nu mă țin. Aud și eu o mașină, mă dau dracu la o parte că țin este. Dar hai să-mi găsesc și o poziție să văd trenul bine de data asta. Opa, 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 văzusem eu ceva, fratele meu. Hai să observăm trenul. Dacă și de aici mor nebune și fac curât și dau de la joc. Deci tutu, 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 tutu. Ia uite ce a trecut trenulețul. E, zis că e personalul de la noi. Aia a fost. Și asta a fost tot, da. Hai în oraș acum. Poate găsim ceva interesant pe acolo ca aici. Nici nu știu alte chestii noi în afară de tren, dacă s-au mai băgat. Știu doar că, gen, puteam să-l omor pe ăla cu mașina galbenă, dar eu nu l-am omorât. Ah, și pot să-i omor și pe ceilalți șoferi din trafic acum. Benzina am, fratele. Aia să plecăm. Nu iau pe cine știe ce scurtători. O iau pe drum. Și vreau să văd și eu cât de repede merg ca să știu dacă o să pot să fac față la un raliu. Dacă n-aș avea frame drop-uri, cred că m-aș descurca mai bine. Oba. Trecerea asta e ciudată rău. Place nouul volan. Oba, 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 aici e greu, mamă, frână. Mi-e și frică, frate, să mai încerc și niște ce, că știu că trebuie să iau jocul de la capăt, sunt pilit pe treaba asta. Am trecut de 1000 de ori prin asta. Am jucat așa mult mai Summer Car încât mă pot aștepta și știu orice ar putea să se întâmple. Iar s-a lovit ceva, nu știu ce, Draco. Tot încercăm să mergem cu mare viteză. Am 100 și... Mamă, e foarte bine. Da, uite, deja încep să pierd controlul. Mamă, mamă, mamă. Nu, 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 mamă, nu. Oh, doamne, ți era să mierlesc pe ultima 100 de metri. Asta e, frate, asta pățești. Dacă mergi cu viteză, e risc și câștigi. Ce fac, mă, eu mai trec încă... Ah, deci puteam să iau pe scurtătură. Bine, să sperăm că nu trece... Iar a căzut ceva din mașină. Până o să ajung eu acolo, o să rămână mașina cheală. 100 la oră din nou? 120 la oră. Și frână, că nu vrem să murim. Nu, nu, mamă, cum începe să facă mașina, frate, și iar a căzut ceva din mașină sau s-a întâmplat ceva. Dar totuși avem viteză destul de mare. Dar o ia razna, când prinde deja 100 o ia foarte razna. Nici nu mai am topul să accelerez mai mult. Noi toți suntem plini de jeg. Hopa, 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 hopa. Iar era să iau un pom. Doamne ferește cum am scăpat și de data asta, nu știu. Zici că e un miracol. Mă protejează Dumnezeu din My Summer Car. Mă protejez că am revenit în jocul ăsta.
Oare s-o mai fi băgat junk mașini de alea rable? Pentru că... Nu știu, chiar sunt curios dacă s-au mai băgat sau ce s-a mai întâmplat prin jocul ăsta. Dacă știți ceva, oricum lăsați un comentariu și poate mai fac episoade. Dacă sunt lucruri noi, dar așa lucruri ce le-am făcut deja de un milion de ori, chiar nu mai am chef să fac. Așa, frate, am revenit pe drumul cel bun. O să ajungem și aici pe autostradă și știu că pe autostradă au băgat. Acum sunt alte mașini, parcă. Ia să vedem, din partea asta nu vine nicio mașină. Mai schimbăm și noi vitezele astea. Și de obicei înainte în joc de asta, cred că dinainte s-a schimbat. Mereu când ajungeai aici vedeai două mașini, una în stânga, una în dreapta. Deci erau programate și era cam nereal jocul. Dar acum a schimbat chestia asta developerul. Și parcă s-a schimbat cumva drumul pe aici, nu știu, mie mi se pare ciudat, eu îl știam altfel. Mă, nu mai poți să schimb viteză? Sunt în ultima viteză? La o parte, băi, țărane! Nu mă, cred că tot așa e. Mamă, ce viteză am, frate, nici nu pot să-mi văd vitezometru. Dacă mi-a alunecă mașina acum, am dat de drag. Hai că nu mai o accelerez. O las așa. Uite, sunt niște faruri, aveți, frate. Lumini pe aici. Am ajuns să le zic faruri la chestiile astea. Băgăm și noi într-o viteză mai mică. Mai mică. Tam. Și ajungem în orășel. Și nu aici am e camionul, deci probabil camionul e la mecanic. Am ajuns la ăsta cu mașina. Ce mai face ăsta? Face bine. Hei, oksta Peräjärve. Cică, cine este acest fătălău, îmi zice mie fătălău. Frate, îmi zici tu mie fătălău. Tu mie îmi zici fătălău. Bum, 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 bum. Cică, încetează să... Bă, dar ce ești mai așa agresiv, că scal mașina aia în două. Te-aia, dracu. Așa, vreau să beau doar cu ceva odată. Hai să-i plătim la fraier. Să beau niște bere, să mă încălzesc înainte să-l omor pe ăsta. Pentru că deja am scos din sărite. Stai așa, prietene, stai așa. Stai așa, că... Ce zici, mă, tu? Ah, nu pot să arunc în el. Bă, cum să-l omoră pe ăsta, frate? Mie că mor și eu, nu, dar... E, nu pas, fii retos, să fie al dracu. Deci, gos, m-a enervat total. Chiar dacă o să-mi pierd și salvarea asta, oricum n-am făcut nimic interesant în episodul ăsta. Stai puțin. Hai să mergem în ce prima oară, poate nu mor eu. N-am mers, nu. Încercăm mai tare. Dar mi-ar trebui camionul. Doamne, ce vreau și ce se întâmplă. Am dat cu spatele cu 3 km la oră și am murit în ultimul hal. Ce dracu are jocul ăsta? Ia, îmi sună telefonul. Bine că am salvarea. Salvată, nu știu de ce îmi sună telefonul și ce dracu se aude. Cui sună telefonul? Mie? Deci, nu înțeleg, în orice caz. S-a terminat foarte bine. Eu vă încheie episodul aici. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit. Sper că vă place și episodul ăsta și sper să mă susțineți și la celelalte jocuri și episoade, soduri și cum vreți voi, pentru că nu pot să fac mai să măcar la nesfârșit și să fac aceleași lucruri ce le-am făcut de un milion de milion de milion de ori. Încă o dată vă mulțumesc și vă salut. La revedere!